Acest program poate fi vizionat de copiii în vârstă de până la 12 ani, numai cu acordul sau împreună cu părinții ori familia. Spunea cineva că cancerul se tratează, dar el nu se tratează. Prin operații, chimioterapii, terapii care îți fac mulți pentru cancer, el doar stopează. La Femeile Vorbesc veți fi martorii unor destăinuiri emoționante ale Zinaidei Căpățână din raionul Ialoveni. Acum 3 ani a fost diagnosticată cu cancer la sân, fiind însărcinată cu al 5-lea copil. Aveam gânduri că vroiam să mă sinucid. Când mi-au spus să avortez, eu eram distrusă. Nu puteam să umor un copil. Am spus că să moară copil, mai bine mor și eu, nu are rost să trăiești. Boala progresează de la o zi la alta și îi afectează întregul organism. Durerea este și mai mare când își privește cu milă și neputință cei 5 copii, cel mic având puțin peste 2 ani. Nu mi-e frică de moarte, deloc, absolut deloc. Dar mi-e frică că copiii rămân fără mamă. Asta e pentru mine cea mai mare durere. Cum e să lupți pentru supraviețuire și să trăiești fiecare zi ca și cum ar fi ultima, află de la Zinaida Căpățână, doar la Femeile Vorbesc. Bun găsit la o nouă ediție a proiectului Femeile Vorbesc. De această dată am ajuns în raionul Ialoveni, unde locuiește eroina mea de astăzi. Este vorba despre Zinaida Căpățână, care de aproximativ 3 ani luptă cu o boală cruntă, cancer la sân. Deși a fost operată, a primit tratament, boala progresează, iar starea ei de sănătate se agravează. Să o cunoaștem. Pentru numele Tău, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău. Fie împărăția Ta, facă-se-n voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zile, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșalile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi ispită și ne izbăvește de cel viclean. Amin. Vreau să te întreb ce vârstă ai. 32 de ani. Mulți înainte. Mulțumesc. Arăți bine. Mulțumesc. Mă stărui. Vreau să te întreb la ce vârstă ai aflat că ai cancer. La vârsta de 29 de ani. Adică am aflat în 2019, prin luna lui octombrie. Dar cum ai aflat? Lucram la serviciu. Adică am lucrat ca bucătar. Și simțeam careva dureri, dar noi femeile așa sportăm, astreacă azi, mâine, azi mă duc, așa, așa suntem noi femeile. După care am rămas însărcinată, eram însărcinată în luna a treia, mergeam spre a patra și la un control de rutină, adică m-am adresat medicului că sunt un disconfort. După care medicul m-a trimis la Institutul Oncologic pentru investigații. Acolo am așteptat, avut 2-3 luni, dacă nu mă greșesc, înainte de sarcină, mi-au spus că am, adică au spus că am celule cancerogene, dar cancerul nu spune anume, medicul nu spune că diagnosticul anume cancer, cu tot o altă denumire, spun anume să nu, pacientul să nu-l afectez. Da. Mie personal, medicul nu mi-a spus că am cancer. Mai mult ținea legătura cu soțul. Dar am aflat că am cancer, adică eu, după o discuție, soț cu mama mea. Și așa întâmplător, am intrat în casă, adică n-am, așa s-a întâmplat că am intrat în casă și mama m-a întrebat de ce Zina așa tare o slăbit. Și adică nu are păr. Și el a spus că Zina are cancer. Și atunci am aflat, deodată nu... Nu voiai să crezi? Nu vroiam să cred, adică eu simțeam că ceva, dacă la Institutul Oncologic, acolo e tot pe cancer. Și
Deodată nu am reacționat. Dar pe urmă, când mă trezeam dimineața din pat, aveam un păr lung, foarte lung. Și când mă trezeam, adică îmi vedeam părul pe pat. Și deodată mi-am dat seama că de la cancer părul cade. Dar la tine a fost depistat cancer la? Sân. La drept, la stâng? La drept. Atunci când ai auzit discuția între soț și mama ta și ai auzit că tu ai cancer, ce a fost atunci în capul tău? Să vă spun sincer, atunci în capul meu era... Nu știam dacă că eram însărcinată. Dacă să ajung cu bine eu sau copilul. Pentru mine asta a fost o lovitură foarte grea. Pentru că vă dați seama, medicii mi-au propus să abortez, însă eu nu am vrut. Adică nu am putut să omor un copil. M-am rugat Domnului și am știut că asta cred că e o binecuvântare de la Dumnezeu, dacă nu știu, spunea cineva că cancerul se tratează, dar el nu se tratează. Prin operații, chimioterapii, terapii care se fac mulți pentru cancer, el doar stopează un timp, după care el progresează înapoi. Adică chimia asta cumva îl, ca spun așa, îi dă un... Îl stopează, dar da. nu face ca să dispară cu totul. Nu. Cancerul nu se lecuiește. Medicii atunci din stat, ce ți-au spus ții? Că te-au încurajat cumva sau ți-a spus că este o formă gravă de cancer? Medicul mi-a spus că cancerul se tratează dacă omul e în putere. Adică organismul asta, este puternic. Da, asta tot depinde de organismul omului. Medicii nu dau nicio șansă. De încurajată, da, mă încurajau, îmi spuneau că ești o mamă foarte bravă, foarte puternică. Mai rare așa mame care sunt persoane care, dacă au spus că au cancer, gata, ele ori se sinucid, ori se aruncă de la etaj, adică sunt diferite. Dar eu, pentru copii, nu puteam să fac... Da, erau... Aveam gânduri că vroiam să mă sinucid. Când mi-au spus să abortez, eu eram distrusă. Nu puteam să omor un copil. Am spus că să moară copil, mai bine mor și eu, n-are rost să trăiești. Dar am fost încurajată de soț, de oameni străini. Zinaida, cum a trecut ziua, cum a trecut noaptea în care ai aflat că tu ai cancer? Practic, un an de zile, eu nu știam ce-i somn. Dormeam, ca să mă odihnesc, dormeam numai pe pastile. Așa să dorm singurii, că nu. Nu că mă... Eram cu gândul că dacă o să adorm, o să mă mai trezesc. Și erau perioade când, dacă beam pastile și adormeam, mă trezeam cu toți copiii peste mine. Cel mare mă ținea de mână și tot timpul se ruga. Numai noi știm prin ce-am trecut. A fost o perioadă foarte grea pentru noi. Îmi imaginez că nu era zi ca să nu plângi. Și acum mă plâng, dar nu arăt la nimeni. Atunci, din start, te-au trimis la operație sau ți-au dat tratament? Nu, deodată am început să fac chimioterapie. Așa au hotărât medicii că să facem o chimioterapie, să vedem prin asta, poate să stopeze. Am început să fac chimioterapie, după care mi-a spus ori prelungim, ori faci abort. Și eu am spus că nu, mă opresc. Voi da naștere la copil, după aia începem tratamentul, intervenții chirurgicale de ce va fi nevoie, până când nu fac nimic.
Câte proceduri de chimioterapie ai făcut? Trebuia să fac 10, dintre care am făcut numai 4. După care te-am trimis să faci la operație, da? Da. Unde te-ai operat? La oncologie, la Institutul Oncologie. Cum a decurs operația? Nu prea bine. Adică după operație nu puteam nici să merg, nici să mănânc, nici... Era slăbit organism. Da, ți-a scos cu totul sânul sau... Nu. L-a scos anume tumoarea, nu știu cum să mai... Nu știu cum... Zonele afectate, da. Dar mi-a spus că la, odată la 3 luni merg la control regulat și a spus că o să fie șanse să-l scoată. Fiindcă eu fac chimioterapie, dar celulele cresc. Ele nu scad. Dar tu urmează să mai faci încă o intervenție? Da. Și de ce nu te operezi? Din lipsa banilor. La un spital, ca să mergi, trebuie bani. Fără bani nu faci nimic. Cum spune lumea că banii nu aduc fericirea, dar pentru noi aduc. Că orice leuț pentru noi contează. Noi cheltuim pe medicamente în jur la 20.000. Care nu sunt în spital, eu trebuie să le procur. Am persoane care m-ai trimit de la Italia, de peste hotare, dar oricum, știți, fiecare are familia lui și nimeni nu-i dator ca să cumpere la de sume mari de bani. Zinaida, vorbești despre niște sume colosale, însă, din câte știu eu, persoanele cu cancer sunt asigurate de către stat. Sunt asigurate, mă ierți, să fie operate gratis, să primească tratament gratis. De ce tu ai plătit și de ce tu continui să plătești? Medicii în ziua de azi, nu toți medicii, unii din medici, ei fără mită nu pot să trăiască. Dacă nu le dai mită, ei nu se atașează frumos față de pacient. El nu e interesat că ai 5 copii acasă, că ești bolnavă, că n-ai de unde. Nu le-ai dat, pur și simplu nu te-au luat în seamă. Stai și mori, atât. Așa e medicina la noi, Moldova. Spuneai că primești un tratament foarte costisitor. Lunara cheltuie în jur de 20.000 de lei. Da. De unde iei acești bani? Dacă nu ar fi oamenii de bună credință care te ajută, ce ai face tu? Aș refuza cum am mai refuzat unele chimioterapii. Păi da, de tratament depinde viața ta. Știu asta, dar... Nu poți să fac nimic. Fără bani nu faci nimic. Banii, medicamentele nimeni nu poți să le dai pe datorii de la o farmacie. Ți-mi rog, dacă până acum ai făcut un calcul, cât ai cheltuit tu pentru tratamentul tău, pentru operații? În timp de, să spunem așa, în 2 ani de zile, undeva peste 200 de mii de lei. Tu ce ai muncit până a te îmbolnăvi? Am avut mai multe profesii. Am fost și cu stroica, stihotare. Da. Și la o fabrică de jucării am lucrat. În Moldova am lucrat ca bucătar. Și acum, la moment, acasă cu copiii. Acasă cu copiii tot. Nu mai poți munci? Îți permite sănătatea? Nu-mi permit sănătatea, în primul rând, dar într-a doilea rând eu vreau să ies la lucru, dar nu pot sta la căldură. Pentru că cancerul nu iubește căldură. În familie mai sunt cei 5 copii ai tăi și soțul. Soțul ce muncește? Cu stroica. Cu stroica, fiindcă... Ocazional, la ocazie. Mi-ai plătit, da. A lucrat și el în magazin, dar salariul mizer de 3.000 de lei nu ajungea. Și acum să înțeleg că unicul venit în familie este al soțului. Al soțului și primim un ajutor social de 3.000 de lei, atât. Venitul pe care îl aduce soțul va ajunge lunar? Nu. Sunt 5 copii, noi 2-7 persoane. Se faci la 7 persoane cu 4.000 de lei.
Nu faci nimic. Și cum vă descurcați noi? Încet ușor, ne mai stărâm de casă, adică creștem un pui, o pasăre, din ceea ce procurăm. Zinaida, zi-mi, te rog, cum le-ai spus copiilor că ai cancer? La băiatul cel mare tot o auzit din discuția a mea cu a soțului. Nu am spus la copii că am cancer. Știe că mama lor e bolnavă, dar nu de cancer. Dar vorbind la telefon cu soțul, cu cunoscută din Italia, care îmi trimitea medicamente, doamna s-a dus la farmacie să întrebe medicamentele pentru ce să anume. Și soțul a spus că pentru cancer. Atunci copilul mai mare a înțeles că eu sunt bolnavă de cancer. Dar așa să le spun eu că, uitați, eu am cancer, nu am putut să le spun. Dar ceilalți cum au aflat? Ăștia încă sunt micuți, ei nu reacționează, nu realizează boala. Dar ei știu că mama este bolnavă? Da, ei știu că mama este bolnavă. Însă nu știu, adică au auzit cuvântul cancer, dar ei nu știu ce înseamnă cancer. Dar cu cel mare ai discutat despre faptul că tu ești bolnavă grav? Da. Ce ai spus? Toată încrederea și susținerea este din partea băiatului mai mare. Dar ce ai spus? Cum ai spus? Într-o zi mă simțeam rău, soțul nu era acasă, că de obicei soțul mi-i pune injecții. Și l-am rugat pe băiat să-mi pună și el îmi spune: mamă, pentru ce primești atâtea medicamente, că sunt foarte multe? Și eu atunci, fără să realizez, am spus că, uite, Ioneală, mama are cancer, este diagnosticată cu cancer și este o boală foarte cruntă. Și el spune, nu, adică să nu retrăiesc, tot o să fie bine, să ne rugăm la Dumnezeu, el se roagă, adică și-a făcut într-o cameră un colț de rugăciune, unde fiecare zi, dimineața și seara, se roagă. După, dacă văd copiii ești mai mici, și face badea, fac și ei. Și spun toți, cinci în rând, și se roagă. Eu am rămas surprins, șocată. Asta a fost de Crăciun, când toți copiii scriu scrisoare lui Moș Crăciun. Și el a scris o scrisoare în care a spus că nu-și dorește nimic de la Moș Crăciun decât să-i aducă mamei sănătate. Știi că asta e imposibil, asta tot depinde de Dumnezeu. Dumnezeu dă sănătate, Dumnezeu dă tot. Dar nici acum n-aș zice că e vindecat, el tot stă și retrăiește cu gândul că într-o zi mama să-i părăsească. El nu știu dacă e pregătit, dar îndeamnă copiii ăștia mai mici. Mai micuți. Da, să asculte, să nu nerveze pe mama, să... Dacă mama spune că simte rău, să-i dai, te rog, pastila aceea, adică să bazează pe a doua fecheță. Dar în rest, el nu știe de copilărie, fiindcă, practic, mai mult stă în preajma mea. De cât timp ești cu soțul tău împreună? De 8 ani de zile. Zi-mi, te rog, voi v-ați dorit o familie numeroasă? Sau așa a dat om? Da, am dorit foarte mult. El dorește foarte, adică el e tot din familie numeroasă. Noi toți suntem din familie numeroasă, din 5 copii, dintre care, din 5 surori, eu sunt, ca cum s-ar spune, cea mai bogată. Și mă mândresc foarte mult cu asta. Pentru mine copiii este totul, averea. Asta e doza mea de sănătate, pot să spun.
Câte fete și câți băieți aveți? Avem 3 băieți și 2 fete. Să fii sănătoși toți. Mulțumim mult. Zinaida, ce vârste au copiii tăi? Ionel are vârsta de 12 ani. Cel mare? Cel mare. Andrei are vârsta de 8 anișori, am primit. Sebastian are 4 anișori. Anișoara curând împlinește 4. Și micuțul 2 ani jumate. Sunt foarte mândră. O bogăție adevărată. Da. Am fost criticată de foarte multă lume că... Adică trebuia să fac avort, nu trebuie să dau naștere copilului, știind că fiind sunt bolnavă. Dar nu ne-am plâns, dar am mers înainte. Adică nu am luat în considerare toate criticile oamenilor. Că oamenii ziua de azi sunt foarte diferiți. Ați avut astfel de întrebări, că în condițiile în care o duceți greu, sunteți bolnavi, de ce ați făcut așa de mulți copii? Da, am avut critici foarte multe. Că din tâi trebuia să avem o casă, o masă și apoi copii. Dar copiii sunt binecuvântare de la Dumnezeu. Așa au vrut Dumnezeu. Că asta nu că am vrut eu să am 5 copii, așa au vrut Dumnezeu. Și chiar să, adică aș fost sănătoasă, poate mai dădem naștere. 1, 2, 3 copii, că femeia de ce dă naștere mai multor copii de cei mai sănătoasă. Pentru mine asta nu e o problemă, că sunt 5 copii. Mulți își fac bogății în mașini, în case, în apartamente. Tu ți-ai făcut bogății? Da, eu am 5 copii. Și asta mă bucură foarte mult. Ei sunt doza mea de sănătate. Cred că dacă nu ar fost susținerea familiei, a soțului și a copiilor, nu știu unde era, nu știu unde trebuia să ajung. Și soțul tău, cum ai putea tu să-l caracterizezi? Tot să-l caracterizeze un soț foarte grijuliu, foarte iubitor. Nu știu dacă toți, adică spun așa bărbații, unor femei, să stea cu un copil de o săptămână, să-l crească. Cât timp eu am stat în spital? Eu stăteam în spital internată, dar el stătea cu copilul mic acasă. Adică el, copilul mai mic, e crescut practic de tata. Eu am fost implicată puțin în creșterea lui, deoarece, practic, zilele mele petreceam în spital, în loc să le petrec alături de familie. Este grijuliu, iubitor, înțelegător, aș spune. Sunt unii, dacă au auzit că soția este grav bolnavă, adică cunosc cazuri care s-au despărțit. Când mi-a căzut părul, el spunea că cea mai frumoasă mamă de-a lume sunt eu. Cumva s-a schimbat relația voastră după ce tu ai fost diagnosticat cu cancer? S-a schimbat și eu aș zic că bine, fiindcă e mai grijuliu, mai înțelegător. Dacă vede că supraobosesc, mă trimite să mă odihnesc. Are grijă. Da, sunt perioade când nu știți cum. Și el supraobosește. 5 copii în capul unui soț plus o soție bolnavă. N-aș zice că pentru dânsul e o bucurie. Dar în familie așa este. Când e bine, când e rău, dar mergem înainte. Eu orice gând, orice ce-mi spuneau medicii, mă gândeam la copii. Și eu să fac copii fără mă. Cum ți-a schimbat cancerul viața? Adică am început să mă prețuiesc mai mult. Am început la orice ușor, orice apelez la medic. Nu mi-e frică de moarte. Deloc, absolut deloc. Dar mi-e frică că copiii rămân fără mamă. Asta e pentru mine cea mai mare durere. Pentru mine asta orice minut, orice oră, orice secundă e un plus. Când mă simt rău, copiii toți ei sunt. Și toți ca unul, începând de la mic și până la mare, sunt împrejurul meu. Și eu așa mă gândesc, am impresia că parcă vreau să mor și ei sunt asta.
pentru mine asta a fost o lovitură foarte grea. Pentru că vă dați seama, medicii mi-au propus să abortez, însă eu nu am vrut. Adică nu am putut să omor un copil. Spunea cineva că cancerul se tratează, dar el nu se tratează. Prin operații, chimioterapii, terapii care îți fac mulți pentru cancer, el doar stopează. Aveam gânduri că vroiam să mă sinucid. Dacă beiam pastile și adormeam, mă trezeam cu toți copiii peste mine. Cel mare mă ținea de mână și tot timpul se ruga. Dar tu urmează să mai faci încă o intervenție? Da. Și de ce nu te operezi? Din lipsa banilor. Medicii în ziua de azi, nu toți medicii, unii din medici, ei fără mită nu pot să trăiască. Zinaida, vreau să te întreb, cum decurgea tratamentul la început? Se vedea efect, rezultate sau nu prea? Foarte greu, fiindcă de la atâtea pastile organismul era slăbit. Era o perioadă când nu puteam nici merge, nici să vorbesc. Foarte greu. Erau unele chimioterapii, decurgeau bine, unele foarte greu. Dar în urma tratamentului, medicii ce spuneau? O să fie bine sau... Da, medicii îmi dădeau șansă că o să fie bine. Dar au spus că tot depinde de organismul omului. Sunt unii, la unele persoane că stopează, la alții se începe din nou creșterea celulelor cancerogene. Medicii nu dau șansă la... chiar și la aceeași operație. Ei spun că noi tăiem, dar nu știm, a scoatem tot sau noi nu știm ce e acolo. Dar zi-mi, te rog, operația te-a ajutat cumva sau nu? Da. M-a ajutat fiindcă nu simt aceleași, adică ele, durerile sunt, dar nu așa mari. Eu nici nu puteam să dorm din cauza durerilor. Când ai durerile astea, orice ușor să desfaci, orice ușor. Când medicii și-au dat seama că tratamentul nu are efectul scontat? Când vedeau că slăbesc. Unii pacienți se îngrașau de la chimioterapie, însă eu slăbeam. Foarte tare, eu am ajuns la 54 de kilograme, la 38. Și medicii au hotărât să întrerup în timp oarecare tratamentul. Dar tu ai înțeles că chiar dacă primeai tratament, ai fost operată, în loc să te faci bine, ți este din ce în ce mai rău? Pentru că celulele cancerogene au afectat mai multe organe. Îmi face chimioterapie, dar chimia asta nu-i bună pentru organism. Îi afectează și maiură, și inimă, și... Deși care organism, adică e mai slabă, celălalt afectează. Și te lecuiești de una, dar te îmbolnăvești de alta. Zinaida, cât de mare a fost frica pentru tine, văzând că medicii nu te pot ajuta? Foarte mare. Adică eu nu mă gândeam la mine, la sănătatea mea. Eu orice gând, orice ce îmi spuneau medicii, mă gândeam la copii. Și eu să fac copii fără mă. Nu știu dacă copiii pot fi iubiți de altcineva. Așa mult ca mama. Eu mă culcam noaptea cu gândul la copii, mă scolam dimineața, mulțumim Domnului că m-am trezit. Ți-mi rog acum cum te simți? Acum mai bine ușor. Te văd că ai și ceva la un picior. De ce ești legată la picior? Sunt roase, cartilajele de la genunchi. Din ce cauză? Care este cauza? Medicii spun că adică au afectat și picioarele. Adică cancerul
Da. Progresează? Da. Adică metastazele ajung și la alte organe? Da, și sângele, 15% din sânge e afectat. Dar tu cum te deplasezi? Cum mergi? Acum am vă 4 zile de când am pus injecție și mai bine ușor. Dar deodată mergeam în costel, după ce am venit din spital. Zinaida, vreau să te întreb, acum medicii ce spun? Vorbesc despre șanse. Medicii spun că șanse sunt totdeauna, numai că să vrei om. Dacă eu o să las mâinile în jos, asta șansă nu o să fie. Asta tot depinde de om, de organismul omului. Dacă eu nu vreau să lupt pentru viață, de unii medicul poate spune că tu ai șansă la viață. Asta tot depinde de om. Zinaida, zi-mi, te rog, înainte de a fi diagnosticat cu cancer, cât de des mergeai la medic pentru consultații obișnuite, pentru consultații anuale? O dată la 2 săptămâni. Mergeai? Da. Uneori puteai să merg o dată pe săptămână. Și chiar dacă mergeai regulat la medic, la consultații, nu s-a văzut că tu ai ceva modificări, că... Nu. Dacă nu spuneam că am disconfort în regiunea pieptului, poate că nici în ziua de azi nu aveți să... Medicii nu aveți, știi și nici eu. Dar păi dacă mergeai săptămânal, lunar la medic? Analizele nu arătau. Adică arătau ceva schimbări, dar... Știți cum, la femeile însărcinate apar schimbări în analize. Și nu s-au gândit că anume cancerul face schimbările. Dar tu mergeai la medic pentru că erai însărcinată, dar până a fi însărcinată, mergeai regulat la consultații sau sănătatea o lăsai pe locul 2? Nu. Mergeam la medic doar atunci când mă simțeam rău. Și de ce oamenii merg la medic doar atunci când se simt rău și lasă sănătatea pe locul 2? Nu știu, nu pot. Ia ca la întrebarea asta nici eu nu găsesc răspuns. Pentru că noi așa suntem oamenii. O mică durere, lăsăm castracă, bem o pastilă, bem două, mai facem o injecție, dar să ne ducem, că așa este, odată, măcar o dată pe an trebuie de trecut un control medical. General? General, da. Dar tu cum crezi? De unde s-a luat boala? Poate și de la stres, de la lovituri, de la... Nu pot spun. Lovituri nu am avut, dar eu cred că de la stres, de la... Dar nașterea copiilor nu a influențat cumva și asupra sănătății? Nu cred. După ce am născut 4 copii, adică eu mă simțeam mai puternică. Nu simțeam că sunt o femeie bolnavă. De aia poate nici nu am apelat la medici pentru a face controle. Unde sunt acum părinții tăi? Sunt acasă, sunt în viață. Sunt aici în sac cu tine? Da. Ei știu că ai cancer? Au aflat dintr-un reportaj în care
Strângeam suma pentru investigații și medicamente. Până atunci nu au știut tata, dar mama a aflat când dintr-o soț, cu vorbiri cu soțul. Cum au reacționat ei? Greu. Nici acum ei nu... Adică ei când tot privesc emisiuni cu oameni bolnavi, se gândesc mereu la mine. Ține-i, dar cum arată o zi de-a ta, ce faci? Mă scol dimineața, încep rugăciunile, încep igiena, ca la țară. După care mâncare la copii, ceai, cășuță, îi hrănesc, strânge masa, spală vesela, încep curățenia în casă, după care încep spălatul. Iar vine amiază, trebuie mâncare, trebuie hrăniți, iar veselă spalată și progradă, ca la țară. Un prășit, un udat, tot ce trebuie să facă o femeie. Sunt perioade fac și lucruri de bărbat, nu numai de femeie. Cum ți-a schimbat cancerul viața? Adică am început să mă prețuiesc mai mult. Am început la orice ușor, orice apelez la medic. Adică fac investigații la mai mulți clinici și la urmă fac concluzia. Să ajung la un numitor comun, anume la ceea ce vreau eu să aflu. Adică sănătatea acum ai pus-o pe primul loc? Da, pe primul plan. Pe primul loc am pus sănătatea, pe doilea copii, familia. Acum ce ți este cel mai greu să faci? Cel mai greu să fac, adică... Nu știu cum să spun. E greu să fac lucrurile care le făceam în trecut. Eram perfect sănătoasă, nu știam de boală, nu știam de nimic. Acum însă... Să ridici greu sau nu. Să stai în soare? Nu, în soare categoric nu mi se permite să stau. Dacă stau până seara pot să chem ambulanță. Adică nu sunt putere aceea care eram. Chiar și aceeași o gradă să o mătur, aceeași caldare cu apă să o ridic, nu mi se permite, dar eu încalc. Acum, la ce te gândești când te culci? La Dumnezeu. La Dumnezeu mă rog că să fiu un copil sănătos. Cât de mult ai început să prețuiești viața după ce te-ai îmbolnăvit? Foarte mult, foarte mult. Pentru mine asta orice minută, orice oră, orice secundă e un plus. Ce lucru ai înțeles foarte important datorită bolii? Am înțeles un lucru foarte mare, că viața trebuie prețuită. Orice minut trebuie să fie prețuită. Orice zi, orice... Adică trebuie să ne bucurăm de viață. Acum când este, nu mai târziu după ce te îmbolnăvești. Dar ce este cel mai important în viața unui om? Sănătatea. Eu cred că sănătatea. Dacă nu ai sănătate, nu ai nimic. Din câte văd și la tine în casă și vorbești despre Dumnezeu, ești o femeie credincioasă. Da. Mulți spun că tot ce se întâmplă în viața unui om vine de la Dumnezeu.
Tu cum crezi? Este așa sau nu? Eu nu cred că, adică boala este trimisă de Dumnezeu. Asta eu cred că din neatenția mea. Dumnezeu, dacă mi-a dat putere să trec 3 ani de zile peste aceste încercări, foarte grele au fost perioade când eu credeam că gata, mor. Dumnezeu tot timpul mi-a dat putere să rezist. Eu nu cred că aici Dumnezeu are legătură cu boala omului. Dacă l-ai întrebat vreodată pe Dumnezeu, de ce anume tu te-ai îmbolnăvit cu cancer? Am întrebat de foarte multe ori. De ce anume eu? Și de ce anume această boală cruntă o dau unii oameni? Și ai primit răspuns? Da. Răspunsul de la Dumnezeu este că El ne iubește. Că dacă nu ne-ar iubi, nu m-aș ține așa mult. Nu mi-ar da curajul de a trăi, de a vorbi, de a răsufla. Adică Dumnezeu este pentru noi totul. Eu cred că dacă nu ar fi Dumnezeu, nu ar fi nimic pe acest pământ. Ține de mulți atunci când sunt bolnavi, suferă de boli crunte, se gândesc la moarte. Vreau să te întreb dacă tu te gândești la moarte. Nu mi-e frică de moarte. Deloc, absolut deloc. Dar mi-e frică că copiii rămân fără mamă. Asta e pentru mine cea mai mare durere. Dar de moarte nu mi-e frică. Mi-e frică de un Dumnezeu. Dar este nimic. Te văd o femeie foarte puternică. Ce te face puternică? Copiii. Copiii mă încurajează. Copiii mă susțin, adică familia. Cu ce ochi privești zilnic copiii, știind că boala progresează? Cu dragoste. A fost momente când te uiți la copii și îți pare că îi privești pentru ultima dată? Da, au fost momente și sunt. Chiar și ieri a fost acest moment când mă simt rău, copiii toți ei sunt. Și toți ca unul, începând de la mic și până la mare, sunt împrejurul meu. Și eu așa mă gândesc că am impresia că parcă vreau să mor și ei sunt asta. Așa mă gândesc eu când văd că toți copiii, nu contează unde sunt, că fac mâncare sau ei atunci vin. Da, atunci când copiii te întreabă, mamă, cum te simți? Ce le răspunzi? Copiii în fiecare dimineață mă întreabă, mamă, cum te simți? Ei când văd că eu mă trezesc dimineața și îi pun masa, pentru deja asta e o bucurie. Mă întreabă, mamă, cum te simți? Mă sărută. Care mâinile, care fața, care și cum apucă. Sunt 5 copii. Adică pentru deja e o nouă viață, o nouă șansă la viață. Când copilul se naște și nu vede primele zile după ce vede, așa și ei. Sinaida, acum la ce visezi? Acum visez să fiu eu sănătoasă, să-mi ving boala, să cresc copiii sănătoși, să-i văd mergând la școală, la studii, să-i pun la casele lor. Eu cred că asta toți părinții își doresc ca copiilor să... Să-și vadă copiii mari, fericiți. Da. Împliniți. Ce le spune oamenilor care trăiesc doar cu prezentul și niciodată nu se mai gândesc la sănătate, la viitor? Eu, în primul rând, le-aș da adică să o iei ca un sfat. Orice durere, să apeleze la medici. Asta e cel mai bine,
mai devreme decât târziu și după asta să fie prea târziu pentru sănătatea lor. Ca sănătatea e pe primul loc în viață. Dacă nu ai sănătate, nu poți crește un copil, nu poți da naștere unui copil sănătos. Nu poți face nimic fără sănătate. Atât pentru astăzi. Aici încheiem primul sezon al proiectului Femeile Vorbesc. Eu vă mulțumesc pentru atenție, pentru susținere și că ați fost alături de mine și de eroinele mele duminică de duminică. Ne revedem în septembrie cu noi istorii de viață la fel de interesante. Cu voi a fost Adrian Prodan la Femeile Vorbesc. Aveți grijă de voi și de cei dragi.